Iată, îți geană pe tine. Drăgulin s-o schimbat. Nu e o fată. Ăsta sunt eu, asta e personalitatea mea. Cum? Cum, mă? Ești prost? Cum, bă? Arată ca nane după ce l-a cenzurat ce ne-a avut. Ce-o fi în capul nostru, dar ce-o fi și în capul vostru. Ce faci într-o situație de asta? Plec. Ei, pleci. Plec, plâng. Mă piși pe mine. Pășești. Mă rog de ea să mă lase în pace. Scuze, mama. Bă, ce-mi plac astea. Avea datorii la întreținere. Bă, vă plac de la vorbea, vorbea și la... Bă, da, bă, bani, bă! Ăștia suntem noi când eram... Nu! Nu se poate așa ceva. Vin extraterestri și noi... Ce faci? Dau un pumn sau ceva, un picior, habar n-am. Nu, nu, primul instinct să fugi. Îmi cer scuze dacă am greșit ceva. Cum ar fi să mă cac pe mine? Bă, extraordinar. Aoleu, că să sperim pe mea. Vreau tot filmulețul. Nu, eu nu vreau. Dar sunt niște cărțe foarte mișto. Mi-am făcut o schimbare de look. Nu neapărat rapper și afroamerican. Da, e cineva acolo? Ne urmărește cineva? Bună seara, din nou! Bună seara, bună seara, bună ziua, bună dimineața, depinde când vă uitați, da. La acest snackable content. Dar noi îl dăm la ora 8, deci e seară, deci vorbim pentru cei care se uită acum, dar pentru cei care se uită, ce vrei? Ah, cred că și-a uitat telefonul. Dar pentru cei care se uită dimineața sau în drum spre servici sau când mâncați, să aveți poftă bună. Poftă bună, spor la cafeluță, la muncuță, la ce vreți voi, dragilor. Vă mulțumim oricum că sunteți aici, indiferent dacă sunteți în clipa în care e premiera. Sau și uite, bă, acum și-o luat, sacul albastru. Și uite ce potriveală, că mă potrivesc cu ăsta. Da, extraordinar. Gata, nu mai nicio îi dăm din prima așa, fără nu mai facem intro, nu mai facem. Ce să mai? Mulțumim, Rockstar, sunt alături de noi. Iată, după primul episod. Am uitat, da. Încă nu m-am obișnuit. Au rămas după primul episod, s-au uitat oamenii și au zis: "Hai, mă, că sunt ok totuși, băieți ăștia." Două doze de la rece, te rog. Dă încoace. Te rog. Ca să ne luăm energia extraordinară. Ia. Ia. Asta da. Bea tata aia Rockstar de rupi. Vă mulțumim foarte frumos. Eu cu Rockstar suntem prieteni de vreo 2 ani de acum. Eu sunt prieten de 2 ediții. De 2 ediții, da, pe tine, da. No, noi suntem de vreo 2 ani și îmi place brandul că e foarte liber. E foarte liber, e foarte, și foarte cool. Atât am avut de zis. Și cu umor, iată. Bineînțeles, că da, da, asta vine la pachet. Nebuni, da? Nebuni și noi, nebuni și voi. Da, 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 da. Ce-o da, fi în capul nostru, dar ce-o fi și în capul vostru, Rockstar. Și plus că tu uneori, da, uneori, prin outfit-urile și atitudinea pe care o prezinți aici, ai atitudini de Rockstar. A, ce frumos, îți mulțumesc mult de tot. Da. Mulțumesc. Da, de multe ori ai venit ca un Rockstar. Îți mulțumesc. Și nu merge altceva. Da, corect, mai bine corect decât... chiar se potrivește foarte, da, bine. Asta e o potriveală foarte bună. Păi, îmi place că fac lucruri ca un adevărat mișto, care îmi plac mie, dar cu oameni care îmi plac mie mișto, să uită oamenii care îmi plac mie și care n-au nicio problemă cu faptul că zic... În afară de Monica. Da, în afară de Monica, să sperăm că să nu ne zică nimic Rockstar-ul, da, nu cred. Monica, în cazul în care nu știți, este un personaj de sezonul trecut care m-a tot criticat că vorbesc... Chitricat, mă! Criticat. Chitricat. Chitricat, că vorbesc cu... Urât. Scuze, mama. Asta e, asta e, ăsta sunt. Ăsta altul, sunt atâta altul pot. Mike s-a nu mai nu face. Nu mai, e târziu. Asta e, s-a terminat. Trebuie să-l acceptați, gata, așa cum este el. Hai, iubitule, dă-i îi dăm drumul. Play, da. Hai așa, să-i dăm drum la rolă. Mamă. Bă, asta e bună. Bă, asta e mai de o dată. Bă, nu știu dacă e bună. Bă, pentru coloană, tată. Deci, în cap nu poți să-ți iei. Dar ce filme au văzut ei? Star Wars. Pe asta e din Star Wars. Ah, nu știam. Melodia asta e din Star Wars. Din melodia, da, dar ea nu cred că aveau cauciucuri. Așa. Nu, dar erau niște roboți care arătau cam așa. Arătau cam așa. Bă, dar nu mai știu cum să numesc droizia aia, dar cam așa arătau. Eu aș vrea, când văd chestii din astea, să aflăm și despre oamenii ăștia. Bă, cu ce se ocupă? Cum le-a venit ideea asta? De unde a pornit? Și ce așteptări au?
niște lucruri foarte importante. Dar vezi că și roboții așa făceau, se retrăgeau, bam, și se roteau. Ah, okay. Se transformau într-un fel de roți. Adică nu, jale, nu s-au gândit, mă, s-au gândit bine, nu? Nu, că asta pare ok, adică și la o ceva, dacă începi, Doamne ferește, vreun război, e ok, de poți. Da, te poți apăra. Un pic, un pic. E super ajutor. Dacă vine și ăla, tot cu o roată de cauciuc, nu da, doar așa. Că cu pistolul, dacă vine cu pistolul, gen nu prea e... Face atât de tempul. Da, ia. A, am crezut că e Jake Paul. Sau ălalt. Ia vezi. Bun, ești nebun la cap. Băi, ești nebun la cap, dar cum? Băi, ești nebun la cap. Eu... Asta e rar asta. O dat-o și cupa nouă. O dat-o și cupa nouă. E ceva ce nu vezi în fiecare zi. Iată, îți geană pe tine. Al doilea episod din sezonul nou. Crezi câte ori au făcut asta? Pentru că e foarte greu să arunci. Și așa. Dar probabil era vreun șmecher, nu? Că e de la asta, Miami da, l-am mai văzut. Nu, dar nu e jucător acolo. Dar e un din ăsta de face din ăsta pe net. Îl știu pe băiatul ăsta. Are și acces acolo în stadionul lor, ceea da, ce înseamnă și că... uite, la finala NBA. A, e chiar la finală? Păi uite, scrie NBA Finals. Deci... Nu știu în ce meci, dacă e ultimul meci, dacă nu știu. O știe el ceva, dar îl dracu. Bă, dar e groasă, da. I'm white, but I ain't even that white. That right there is how you wind up with a memorial fund in your honor. How you wind up with your face on front of a t-shirt messing around in a kayak in the middle of the ocean. No, thank you. Da, asta e faza, că toată lumea când faci kayak, când te apuci de chestii de-astea, toată lumea zice, wow, bă, ce nebun e, spic, uite, s-a apucat să facă el ca noi, a început să facă, el făcea, el face chestii, e nebun. E să nebun? Dă cu, ăla cu, zic, cu... cum să numesc, mă, de stai pe el, e ca o... Cum? Cum? Cum, bă? Plută? Nu plută, mă, sup. Sup. Și ăla știi sup. Că să ia, de fapt, sup. Deci este ca o placă de surfing, numai că te urci pe ea. Da. Oricum este un mare efort să-ți menții echilibrul. Așa. Și ai și... vâslă de aia. Și merge așa pe aia care, mă, merg ăștia nebuni pe lacuri, merg prin o grămadă de chestii. Ăștia mai crazy, așa. Da, știi? Și cumva în timpul vieții, cât trăiești, te respectă lumea, știi? Dar după aia, după ce pățești un căcat de ăsta, devine diavolul. Bă, da, bă, băiatule. Du-te al dracu. Tot Hristos. Zeu, mă. Bă, ești nebun la cap. Da, da. Dar după aia, după ce mori de la așa ceva, zici, ce a trebuit, mă? Da, bă, da. Ce a trebuit, mă? Deci, fii atent, eu am fost anul ăsta în... Când, dracu, mă? În mai. Aprilie, mai. Ceva, am fost în Egipt. În... Hurghada, cred. Poți să zici orice, poți să inventezi. Hurghada e în Egipt, da. Da, da, sub, uite, ăla. Sub. Ah, ok. Corect, niciodată n-am mers. Stai că zic și cu asta, că am avut o experiență și cu eu, crazy uneori. Și am fost în Hurghada și că exact când m-am întors acasă, am văzut o știri că l-a mâncat rechinul pe unul în Hurghada. Oh. Băi, ești nebun? Da. E, apropo de sub de asta, am fost cu niște prieteni de mei în Dubai și știi că e placă din aia care te urci pe ea și ai telecomanda și ai din ăla, cum se cheamă, motoraș. Și stai pe placa aia și din telecomandă și mergi și... No, e foarte greu. Și acum s-a urcat șoarecul, s-a urcat o prietenă de-a noastră. Cu de-aia și, cu motoraș. Da. Și-a mers. Băi, crede-mă, e foarte greu să stai pe ea. Și acum eu n-am încercat, a încercat doar prietenul meu. O reușit un pic să stea, dar ne-am făcut de râs în fața fetelor. Și eu zic, bă, nu pot să stau pe mal așa să... Și mi-am luat și eu o placă de aia cu un ghidon de bicicletă. Da, ok, da. Și mergeam așa. Da, mergeai foarte încet, mergeai târca, târca. Mergeai cu 3 la oră. Știi, da, așa, exact de aia de bătrâni. Da, să stai în zona de confort, adică să stai liniștit. Bă, am făcut-o, am fost crazy. I'm like, oh, yeah. See me? Bă, da, era maimuță? Nu era maimuță, era, adică nu era real, era o jucărie de aia. A, da, bă, da, e jucărie. Sau era maimuță? Nu, e jucărie. Ia, dai.
Bă, dar și aia, cred că asta și-au propus cu aia, de fapt, adică, bă, altfel, nu prea, s-a dus, prea s-a dus ață direct în bara lui ăla, sau, mă rog, în aripă, da. În aripa lui ăla. Bă, ești nebun, săracul ăla. Tu-ți dai seama, vii a doua zi, vezi, că zici că odată nu cu capul. Da. Nu, da, dacă îți dau 5 zi 100 de variante. Nu o nimerești pe asta. N-ai cum să o nimerești pe asta, n-ai, nu. Cum să? Când te duci la asigurări. Bună ziua, am venit cu la casco, da, zici încă ai casco și ți-o repară. Zici bună ziua, am venit, ce s-a întâmplat aici? Dom'le, era un omuleț pe o motocicletă, nu se vă vină să credeți. Dar mică, atâta. Și eu o sărit așa pe o rampă într-o viteză foarte mare și o dat, s-o lovit. Hai, domnule, ni cred că să închidi contractul de casco. Da. Da. Adevărat. Băgă-mi trebulețul tău. Băgă-și trebul. Îți ia trebul. Da, și eu fac urât la așa ceva, la trenuleții, dar nu înjur trenulețul. Păi, bine, acum, dacă noi am plecat într-o într-o călătorie din asta filmată de genul. Vrei? Da, sigur că da. Vrei, da? Ușor, ușor o să îmi fac trecerea către avion. Este! Uite, asta s-a întâmplat cât a fost Drăgulin plecat. Drăgulin s-a schimbat. Gata, m-am decis. M-am și încrețit. Mi s-a încrețit și părul. Și mie un pic. Deci mi s-a încrețit părul. Bă, după vara asta mi s-a încrețit părul. Bă, s-a întâmplat o chestie cu mine. Așa. Dacă o să facem vreodată o chestie de genul Raventura, Aventura strigați ura, da, împreună și o să mă pui să fac cu siguranță, fac tot fel de căcaturi, să mă urc în tot fel de astea. Așa. Ăsta aș fi eu, cu siguranță. 100%. Așa aș face... Păi nu, așa îți vine să faci, dar eu nu înjur trenul. Sau pe ăla care are trenulețul. Înjuri... Păi nu, presupun viața. Că ești lângă mine. Și te bucuri sau nu, nu te-ai urcat cu mine. Nu te-ai urcat cu mine. Depinde. Nu, eu m-am dat în toate drăcovenile astea, și cele mai nebune și cele mai de copii. Și nu știu, mie nu prea... Da, nu, nici mie nu-mi dau siguranță absolut deloc. În schimb, după ce te dai jos, te simți foarte bine. De fapt, asta e șmecheria. Pentru că îți crește nivelul de adrenalină atât de tare. Ula, te bucur că trăiești. Da, pe lângă asta, nu, dar ți simți, e o descărcare de, plus că acolo urlând și țipând, dând toată energia negativă afară. Crede-mă, te simți foarte bine. Dar e mai greu să urci. Să pășești. Să treci prin iadul ăsta. Da. Doamne, bunic, ce faceți? Uite copilul ăla, băiatul. Mm. Aoleu, că să sperie femeia. Da, bă, da, eu nu înțeleg, unde-s ăștia? Doamne! Vreau tot timpul! Ce-mi cura ta de mine! Bă, ce-mi plac astea! Eu, Andrei! Tu ești nebun. Hai! Dar nu mai m-a filmat, mă, doar să moare dacă nu mă spune ce au TikTok. Nu, să moare dacă nu ți-l perțe. L-a înjurat în îngurește, mă. Bă, dar ăsta cred că e un magazin de cartier, nu? Că mă gândesc, ăia care veneau să cumpere. Eu nu poți face asta, duci la Kaufland și începi să ți la oameni. Nu, nu, niciodată, nu. Niciodată, ești nemu că o bătaie de la ea. Nu, te dau afară. Da. Dar, aici, el cred că are magazinul sau cred ceva. Cred că e magazinul sau... lui. Sau e fiul o vreo doamnă de pe acolo. Sau lucrează și el acolo. Sau lucrează și el acolo. Și are gaguri de astea. Da, tu dai seama aia când intră în magazin acum. Unde e Andrei? Bă, Andrei e aici? A venit azi Andrei la muncă? Da. Păi da, vezi că el a postat asta mult. A postat chestii de genul ăsta mult. Și a luat o pauză. Și acum a revenit cu el. Da, l-o fi dat afară. Dar și cu cine să facă? Adică doamna asta cel puțin să sperie. Are niște extraordinar. Reacții ceva, da. Aș vrea să te las cu bine, cu iubirea singură. Nu-mi spune că m-ai pierdut o comoară în viața ta. Ai pierdut nu știi pe cine. Ai pierdut comoara. Unde-i comoara? Să moară fata lunaie. Ce voce frumoasă ai. Mi s-a făcut pielea de hamster pe mine. Adevărat.
te-a topit și pe tine inteligența artificială să mor aici. Deci dacă îmi deschid vreodată vreo șaurmerie de aia cea cipiti, deci vreau să arate șaurmarul exact ca tine, așa. Dar ce cu ciucură aia de la covor în capul tău, ești nebun la cap? Ți s-a pus pata pe vreo trapăriță de aia, rapăriță de aia nebună și vrei să intri pe sub lărgani? Zi mă nebună, că așa mi s-a întâmplat și mie când eram mai mic, acum nu stau să dau detalii. Mi s-a pus pata pe o proacăriță de aia rea, de aia satanistă rău de tot. Și am vrut să impresionez, să mă dau că sunt și eu rocker și mi-am luat un tricou ăsta cu Metallica pe mine. Dar bine, și-a dat seama că nu era ce trebuie, că gen... Am prins un rocker și i-am luat tricou de pe el și rockerul ăla era prieten de-a lui fata asta. Mă rog. Nimic. Amintiri din... Da, nimic. Dar stai, deci, dar boiu, deci, acum ai trapper? Da, e... Pare că are o fază. Adică, cum aveam... Are un moment. Da, e... Nu știu, apar deodată așa la măta. Adică, stai, dă-l pe... Da, am văzut că e tatuat pe gât. Dă-l, ia. Te-ai făcut trapper, ia. Are de-alea... Ia. Într-adevăr, mi-am făcut o schimbare. Sunt niște codițe afro-american, dar nu pot spune că sunt chiar trapper. Dar trapper. Sunt niște codițe foarte mișto. Mi-am făcut o schimbare de look. Nu neapărat trapper și afro-american. Și pupat că... Asta de la Cristi Hope. Bă, dar cum facem să antrenăm mușchiul penibilului un pic mai mult? La oameni, în general. Știi care e faza? Tot respectul pentru tricoul ăla cu Naruto. Mamă, are 235.000 pe TikTok. Mamă, vezi că astea două sunt forță de când și-o schimba look-ul. TikTok-urile astea, astea sunt 1.600.000. A rupt TikTok-ul. 718.000. A rupt TikTok-ul. Nu vezi ce înseamnă să-ți faci o schimbare? Dar... De asta aș fac oamenii schimbări din lucru, mă, să mai ai. Ok. Uite, ochelari ca ăia am și eu, gen. Deci fix așa am și ochelari. Eu nu vin data viitoare cu ei. Dar de ce nu vii și tu data viitoare cu codițele astea de trapper american? Trapper. Ha? Nu știu dacă am păr atât de lung pentru codițele de astea de trapper, dar... Mă rog, aș face așa. Și-a pus tatuaje pe gât. Vezi ce înseamnă? Bă, dacă... da, el câți ani are? Copilul undeva ăsta? Între 40 și 18 ani sau ceva de genul. Scrie undeva? Nu știu, cred că are 19 ani, 20 de ani, o chestie de asta. Dar așa îți dai seama, te duci în fața lui măta și arăți așa gen cu tatuajele alea. Ce-i mamă cu tine? De la gumă. Da, de fix de la gumă. Ce-i mamă cu tine? M-am făcut trapper. Lasă-mă că nu e o fază. Ăsta sunt eu, asta e personalitatea mea. Sunt un trapper american astăzi. Am făcut 1.700.000 la imaginea asta nouă. Vedeți, dacă e... Dar el cu ce se ocupă? Arată canane după ce l-a cenzurat CNA-ul. Bă, iată. Ah, că l-o cenzura și pe nane, bă, da. Și pe nane și pe paraziții. Bă, extra. Nu. Știu că lor le-o dat amendă, dar știu că lui nane l-o cenzurat, i-o scos niște piese sau ceva. Bă, extraordinar, bă, iar mă iau nervii. Cenzurez până ane și uite, vezi, apar oameni de ăștia care sunt ok. Bă, băiatule. Cristi Hope n-ar face. Da, dar cumva, sufletul, cum arată el așa și cum vorbește, cam așa e sufletul multor trepări prin interior. Da. Ei așa sunt. Da, soft. Da. Dacă apare ceva, samba, dacă n-arunc cu căștile astea în televizor. Deci alea sunt, ce sunt? Crezi în extraterestri? Da, sigur că da. Și am și văzut că acum guvernul american chiar a făcut încă un pas în față. Uite un avion. Da, alea e un avion și alea sunt. Băi, ești nebun. Sunt trei farfurii. Bă, da. Frisbiu. Eu știi ce nu... Deci, adică, Frisbiu, cred... Cred în extraterestri.
Uite și alt avion. Da, urmăresc avioanele, urmăresc frisbee-urile alea sau shuriken-urile alea. Bă, deci, eu cred în extraterestri, chiar cred că există, dar mi-e greu să cred că arată, au navi de-astea în farfurii zburătoare. Adică mi se pare prea... Clișeic? Clișeic, da. Păi da, cumva nu crezi că asta face parte dintr-un soi de campanie a guvernului? A extratereștilor? Nu, a guvernului cumva, că ne-au arătat de mult în filme cum arată o farfurie zburătoare, ca să ne obișnuim ușor, ușor. Tu nu vezi că efectiv acum guvernul american a început să facă pași clari în a spune și a recunoaște că există extraterestri. Deci mi se pare că treaba asta e atât de importantă încât oamenii când au anunțat ăștia că da, sunt vieți extraterestri, nu știu ce, sunt, am întâlnit, avem și noi, îi studiem de nu știu cât timp, lumea pe net e, ok. Păi tocmai de asta, vezi că suntem deja atât de obișnuiți. Da, e exact ca în filmul ăla, Don't Look Up, l-ai văzut? Da. Bă, extraordinar, nu e exact așa. Da, noi ne continuăm viețile liniștesc, ca și cum n-ar fi o mare chestie. Sunt alte forme de viață care nu sunt de pe pământ, sunt printre noi și vin pe din pământ. Altă lume, din altă lume și noi suntem... Oh, ok. Cum? Cum, mă? Ești prost? Bă, da, ai dracu... Și mai am o problemă cu extraterestri ăștia. Bă, dar nu vin și pe la noi, bă? Bă, ai dracu numai prin Australia, prin America, prin alea. Bă, da, da, le place la cald. Da, în România nu vin, bă, să-i văd, vreau să văd și eu. Păi, nu știu, acum... Eu cred că dacă văd unde ăsta, mi se schimbă viața complet, ești nebun. Ai văzut, vin extraterestri și noi... Problema noastră e gheboasă. Cineva pe care îl cheamă gheboasă, efectiv. Extraordinar, bă. Că efectiv, na. Da, poate că nu sunt extraterestri, poate că toate chestiile alea sunt acum niște experimente pe care le fac oamenii, gen cu chestii care seamănă sau că i-au studiat pe băieți și ok. Și fac experimente de-astea cu nave de genul ăsta. Ia dai, mă. Da, au început să apară din ce în ce mai mult, din ce în ce mai bună, ceea ce nu știu ce să zic, habar n-am. Acum suntem și ușor de fraieri, știi? Ce asta? Mitch Connell froze. Dar nu mai avem sunet? Nu e sunet pe ăsta? Astea nu sunt sunete, domnule. Deci ăsta vorbea, era ministru, secretarul de stat sau ceva, un alt demnitar. Și el vorbea, da? Și a venit femeia asta, era bine cu sunet. Pac, l-a atins. I-a devenit catatonic. Ce și omul o înghețat, boss. Deci o înghețat. Nu, o a avut blanc de la vorbea și dată. Păi așa rămâi. Uite, când vine administratorul de bloc. Avea datorii la întreținere să mă l-am văzut. Bă, dar trebuie să aflăm, bă. Trebuie să aflăm secretul. Cum faci bloc? Te blochezi, gata. Și tu, păi, tu să rămâi așa. Dracu, că mai avea două bășini și murea aici, dar oricum era terminat. Eu făcut ceva, o atins cu niște energii, cu ceva. Fii bătrân, mă, oricum. Dar cine-i fata aia? Poate că pe aia un anime de asta, de altă. Poate că pe aia o văzuse, știi? Hei, nu, că eu am văzut discursul ăsta, dar n-am băgat de seama. Adică am văzut că omul a rămas blocat, dar n-am văzut-o pe femeia aia că i-a făcut. Tâc. Au avut butonul de... Ia mai dă-mă odată. Ia mai dă, domnule, odată. Ia să vedem. Ia uite. Deci, pac, țâc, atât i-a făcut. Salut, am venit. Și omul s-a blocat. Da, tap, tap. Tap, tap. Uite, vezi? Deci el vorbea, așa, nu știu ce probleme. Că vorbea și mormăit. Ia uite, au venit prin spate. Au venit și... Bună ziua. Și ăla s-a uitat un pic dubios. Iar... Da, bă, băiatul. Extraordinar. Era, avea datorii la aia. Te pup. Am venit. Am venit. Eu știu, sau era nevastă acolo, aia era amanta. Și el din discursul lui făcea... S-a blocat. Amândouă aici. Ce să fac acum? Da, da, dă-i. Să-i prietena noastră de sezonul trecut, știi că am mai dat-o, care e expert în machiaje și face tot felul de transformări de astea. Da, 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 da. Mamă, eu dacă aș vedea așa ceva, m-aș... Mamă, dar ce tare e asta, bă. Da, dă-i.
pe Barbie, pe ketamin. Bine, bă, tată. Ăștia suntem noi când eram... Nu! Nu se poate așa. I-a rămas piciorul. Uite, ăla, bă, ăla plângea. I-a rămas piciorul ăla în urmă. Mamă. Mamă, bun asta. Da, greu rău de tot. Greu rău. Greu, ești nebun? Da. Și tot degeaba. Degeaba, efectiv. Bă, cumva aia a salvat faptul că... Că ce? Că a picat pianina aia, că oricum nu cântau. Nu era ok. De asta ești tu, nu? Asta e Liviu. Că el e cu... Da, i-a salvat, i-a salvat. Că nici nu cântau foc. Mai bine să dea vina că... Eu am pățit asta cu pupitrul meu. A căzut și mie, mi s-a rupt trepiedul ăla. Stativul, de fapt, și gata. Da, dar eu l-am ținut cumva. Mi-a rupt cârca. Când am văzut că s-a dus, l-am luat așa. Că aveam, cum e case-ul ăla din birou de la mine, doar că era, nu era așa, ăla e foarte greu. Și l-am ținut și eram, bă, velea cânta, bă, ceva, bă, și am stat cu el așa, dar mi-au rupt spatele, ești nebun. Tu poți să ții, bă, clapa ta așa? Nu, da, poți să o ții în mână, așa, da? Băi, în cazul în care se întâmplă ceva, poți să-i chem pe băieții aia din baia liceului să iasă. Da. Ia, dă-i. Now I am about to go out, but I never leave the house without my protector, so come boy, come. Mom. I can't be the only one leaving the house looking this cool, so I got you a little something. Wow, ce satană. Efectiv, ce satană de câine. Yeah? Ce drept. Oh my god, you look like... Such a distinguished young gentleman. Yes, very distinguished. Wow, ce fiar. Efectiv, ce fiar. Bă, nici nu pare câine, pare altceva. Da. Bă, pare ceva asasin. Bă, dacă tu la o petrecere techno, da, la care te duci tu, dai de această domnișoară și la un dat ajung acasă și are un diavol. Nu intru în casă. Păi nu, tu apuci să intri și vine diavolul în întâmpinare. Ce faci? Plec. Ei, pleci. Plâng. Plec, plâng. Mă piși pe mine. Pășești. Mă rog de ea să mă lase în pace. Îmi cer scuze dacă am greșit ceva. Bă, voi ați văzut episodul ăla? Ați apucat să-l vedeți când s-a întâlnit Drăgulin cu o fată? Și avea cuțitele aia în geantă? Da, ăla de primul... De toamna trecută. Nu mai știu când a fost. Da, când am povestit ce s-a întâmplat în vamă. Da. Și a găsat o fată sau un prietenit și avea atâta... Avea un cuțit în geantă. Da, bă, băiatul. Astea sunt doar eu, doar eu. Bă, dar e groasă asta. Deci fii atent. La un club la noi, în București, mi-au povestit băieții. Da. Bodyguards. Au venit doi băieți în club. Nu, unu. Cu atâta cuțitul la el. Bă, în club? În club! Și eu început, adică ăștia, dai seama, nu i-o dat voie să intri. Bă, ți-ai un pic cicolat, dar ăla tupeu pe el. Și mă rog, l-au bătut, n-au avut ce să facă. Și acum stăteam și vorbeam cu ei și ziceam, bă, cam cu ce gânduri te duci tu la club cu atâta cuțitul? În orice caz, dacă bă, mă calcă cineva pe picior sau ceva. Bă, cuțit, bă, boss, nu cuțitaș, nu... Asta zic. Îți dai seama, eu mă duc în club să mă distrez. Doamne, cu gândul că o să am o seară mișto și că o să mă distrez. Doamne, și să mă relaxez. Doamne, maica Domnului, ești efectiv nebun stau... la cap. Deci lumea nu mai are nicio frână, bă, frate. Că acum te-ai gândit tu să intri încât cineva te lasă cu așa ceva. Dar tu îți dai seama că în centru vechi nu te controlează nimeni. Cel puțin în cluburile din centru vechi nu te controlează nimeni. Poți să intri cum vrei tu. Păi nu s-au întâmplat o grămadă de... Doamne, maica Domnului. Da. Situații de genul ăsta în fața clubului. Uite, dacă aduci un băiat de ăsta, îl pui în fața clubului, nu mai face nimeni nimic. Uite, da, un câine de ăsta, îți trebuie la fiecare club. Și vorbe. Da, nebun. E șeful. Dai. Ia să. Oh, tot oameni. All right, let's see if he'll show you some of his accents. Come here, boy. Such a good boy. Bă, dar ce mare, bă, băiat. All right. Speak. That's your inside speak, huh? Speak. Inside speak. Okay. Big speak now. Ready? Spren. Oh, it's so good. Oh, it's so good. Aută-l, mâncați-aș cum arată. Spren. Diavol.
Like you're mean now. Spread it. Oh, you're so mean. Can you do inside bark now? Woof. Speak. So good. My little bilingual baby speaks so well. You like your little head scratches, you little weirdo? Păcat. Bă, deci păi vezi că tu dacă ajungi în casă la fata asta, păi ești bate joc de tine cu el. Îi zici, latră-l, dar doar 30 de secunde și după ce ai lătrat 30 de secunde intern, încep vreau doar un lătrat extern, ca și cum ai fi nervos, și păi adu-te-l, ia-l, dar doar de șiretul de la piciorul stâng. Da, n-am nicio șansă, de păcate, e o iubire care nu o să funcționeze. Își bate joc de tine, bă, cu câinile astea. Te pup. Și probabil că își bate joc de morți. Probabil că folosește câinele la dată. Fă-le-o, ești. Bueno, hijo, te molesta la armónica rabiosa. Yo te quería mostrar la armónica rabiosa. Ah, no, de... Mamita. Mamita. Mira. Păi te că îi dă laba, bă, frate. Ce drăguț e cățelul. Deci îi dă laba, înțelegi? Asta e, care-i faza? De ce faci așa? Că nu-i place să te apropii de fața lui, așa fac. Mai sunt căței? Dă-l dracu că e la un pas să-i smulgă fața efectivă, adică... Nu, că fiind a lui, îl cunoaște, ești nebun. Păi are tot felul de metode. Tu n-ai văzut chihuahua ăla, că e unul care are un chihuahua din ăsta? Și pe care îl terorizează. Adică îl terorizează. La restul câinilor se duce: "Ei, ce faci? Tot așa când se duce la ăsta, da." Și au făcut o compilație de asta, bă, extraordinar. Da, dar nu văzut. Bine, o chihuahua cât de rău poate să te muște. Ai cei mai nasol. Ai cei mai nasol, că dacă ăsta se pune să te muște, da, chiar te doare un pic. Iese, da, își îndeplinește scopul. Ia. Ce faci într-o situație de asta? Ce faci? Nu știu, zic, dau un pumn. Dau un pumn sau ceva, un picior, habar n-am. Nu, primul instinct să fugi. Te-ai fi dus vreodată către el? Nu, la bătaie, așa cum venea el direct la bătaie, nu. Nu, niciodată. Dar ăsta cred că știa joaca. Adică văd ce obiectiv are, să vede că e profesionist. S-o mai întâlnit, da, să vede că știe, cu ursul. Și i-a și ieșit, adică la... S-a speriat sau ceva. Nebun la cap. Erau mai mulți. Erau mai mulți, da. Da, el a venit un pic pe hungry. A venit. Ursul a venit pe hungry. Și fac urât ăștia la hungry. Da, l-ați văzut pe ăla cu Mifu? Îl știți pe Mifu? Care? Îl știi pe Mifu din Craiova? Nu. Nu-l știi pe ăla pe Mifu? În fi, Mifu. E tot unul din Craiova. Așa. Și l-au dus unii pe acolo, pe Valea Prahovei, pe unde sunt urși. Și s-a dus efectiv până la un urs de ăla și a sărit ăla, săriaș. Mă rog că... O sărit ursul? A avut prezență de spirit și îl știi, nu? Pe ăla cu Mifu de pe Valea Prahu. Nu. Doamne, maica domnului. Da. A, păi vă merita soarta, bă, dacă vă iau un urs de ăsta. Duci la urs așa. Ce te aștepți? Să-l iei acasă, dormi cu el? Dă-i. Nu simt nimic. Pentru că acum nu ai problema asta, dar probabil că la un moment dat o vei avea. Da, și dumneavoastră la fel, că la urma urmei se mai întâmplă să mănânci ceva ce nu ți-a prit, eu știu, să țineți minte că a fost un episod la Zgenul pe tine în care a apărut o chestie de asta. Efectiv TikTok. Putem scăpa. Efectiv TikTok 2023. Au venit extraterestri, stăm printre noi. Noi, exercițiul pentru diarie. Tu dai seama, bă, că extraterestri sunt printre noi și femeia asta arată pe YouTube exercițiul pentru... Tu îți dai seama? Da. Doamne, dă-i. Dă-i un sfert cu extraterestri ăștia. Jafar, mă, atâmi. Bă! Jafar, mă, pe burtă să moară familia dacă nu ești pe burtă, acum te împușc. Cine? Tu! Gata! Eu chiar cred că la noi
Cam așa se întâmplă un Jafar, mă. Nu-i ca în America. La noi se duci tu la un băiat de ăsta. Pe burtă toată lumea. Ce cu tine? Nici nu crezi în așa ceva, ești nebun? Ăla nu mai avea nimic de pierdut. De ce? Pentru omul ăla care lucra da, la... Da, ce e Jafar? N-a fost deloc, efectiv deloc impresionat de tot show-ul ăla. El a venit să fac content să moară Ciprian dacă nu rup pe internet cu asta. Da. Deci... să sperie ăsta, să se întâmple. Să vezi. Efectiv, omul venise după 3 divorțuri. Divorțuri, era terminat. Ce ai zis, mă? Cine, mă? Eu? Băi, și-a farmat, cine, mă? Da, eu chiar așa cred că dacă noi aducem paznicii noștri în America, unde aia fac de aia, eu cred că multe din japuri s-ar opri. Ăia acolo, domne, drepturile mele, nu mă bag. Hai să mai vedem puțin. Ia. Lipsa de viață din ochii omului ăsta. Familia, dacă nu ești pe burtă, acum te împușc. Foarte plictisit. Tu. Tu. Gata, gata. Era tare, zic, cine, mă? Tu, dumneavoastră. Da. Deci nebun, da. Era extraordinar. Ia de. Hai de mitricuță. Hai de la flășcuță. Să mă arătui banii mei, dale dum, dale, că nu fac eu ce vrei, dale dum, dale. Hai aici la mitricuță, facem baie la plășcuță, aici faci căruță. Cine o ajută pe femeia asta să facă lucrurile astea? Că cineva i-a făcut cad aia, bă. Cine o ajută? Cine eu o încurajează? Că își face singură, nu cred că o ajută cineva. Deci au speculat că o mers. Asta cu mitricuță, fleșcuță și a zis da. Mă duc maxim pe tot ce înseamnă fleșcuță, tot ce înseamnă wood. Mă doare stomacul, ești nebun de nervi. Mie nu-mi vine să cred, bă, mă uite, și acum îți folosești exercițiul ăla pentru... Îmi fac antruna. Ia de 3-5 minute. Ia vezi. Unde carne macră ce am eu? Ai de capul vostru, vă dau o stângă să moară mama dacă nu vă frâm! Frâm! Veniți la păpușa ceaci! O ador! O ador! Bă, dar tu ador nu mai... O ador! Păi, este capabilă de autoironie, e tare, e mișto! Ia două pastă, ia, fete, nu ești pregătit! Da, ce spune? Ferească Dumnezeu de așa ceva. De ce se filmează când mănâncă cârnați cu castraveți? Dar nu mânca. Încerca să îl bage pe tot pe gât, probabil. Și a dat seama că e un talent. Dar ei primești provocări să facă asta? Nu cred. Dar cum să te gândești, bă, să faci asta? Nu cred că e cineva atât de crud încât să-ți ceară asta. Ei, să faci asta pe TikTok. Ăla o arunca frigiderul de la etajul 4. Păi da, lucrurile astea le faci tu singur. Adică asta ți-o faci tu singur. E o chestie pe care o faci tu, de la tine puteri. Atâta te duce capul, efectiv. Ia să-mi bag un cârna pe gât. Un cârna prăjit pe gât. Să văd. Cât poți să... Mai dau o dată, te rog. Oh my god, she ate. She ate that fucking sausage. Bine. Așa, bun, ne despărțim de doamna cu mitricuță. Să vedem ce mai urmează, ia. Dar poate ajunge să facem așa la vârsta aia, la 80 de ani. Deci e Ozzy Osbourne cu Marilyn Manson. Cu Marilyn Manson, da. Care, mă rog, e cumva un suit de respect și o dragoste acolo între ei, mai ales ăsta care iubește toți rockerii mai tineri decât el. E fascinat de toată lumea și vrea să le ia sângele efectiv tuturor. Care este unul dintre cele mai mari panorame care au existat vreodată Ozzy? În muzica rock. Da, unul dintre cele mai mari panorame. Adică povestea oia la un moment dat de la Motley Crue, așa. Că gen când erau ei la început, făceau tur, au plecat în turneu cu el
ei făceau deschidere. Așa. Și erau la hotel, îți dai seama, la ora 4 după amiaza, o chestie de genul ăsta. Aia era dimineața lui și nu mai avea nimic de consumat. I-a întrebat pe ăștia dacă au ceva de consumat. Ăia nu, nu mai aveau nici ei, pentru că managerul lor le dădea cu țărâita, le dădea cu porții, adică de grav era. Așa, și gen s-a apucat de tras de acolo, bă, de pe marginea piscinei. Închipuiesc că era la o piscină, la un hotel, da? Da. Respectabil, unde mai erau oameni, era... Și s-a apucat de tras un mușuroi de furnici. A tras furnici, efectiv, a tras furnici până asta. Doamne, maică. Dar știi că el a mușcat capul unui liliac într-un concert. El e renumit pentru treaba asta. Că la un moment dat a trecut un liliac, el a crezut că... Sau liliac era sau purumbel, nu mai știu. Ideea e că a crezut că l-a aruncat cineva și că nu e adevărat. Și era... De fapt era adevărat. Clar, mă, e unul dintre cei mai mari monștri de genul ăsta. O grămadă de povești. Există și un filmuleț cu el în care avem la o conferință de presă. Clampă. Rup. Lasă că îl aduc eu la un moment dat, data viitoare. În fin. Poți zios, bă. La talent. Oh. Da, dar e bun asta. E bun asta. E distractiv. Da, nu, distractiv, nu tirănești. Da. Nu tirănești, e da. E distractiv, da. Distractiv, da, mi-a plăcut, ăi. Dar nu atât de distractiv ca trasul de furnici pe nas. Normal. Te-ai uitat la toți? Asta e tot din... te-au uitat toți. Ia. Dar nu s-aude, n-are sunet? Păcat. Păcat. Și atunci când s-auzeau pipurile alea, furau ăștia de magazin. Mă rog, furau și luau și duceau la casă, să scuze. Păi, deci acum se duceau la casă să plătească. Dar numai că asta nu e în video. Dar de ce au făcut asta? Că viața e complexă și are foarte multe aspecte, frate. Bă, dar chiar că e ce complexă viața, bă, băiatule, bă, bă, bă. Mai stai, te mai întreb. Da, ia, dă-i. Oh, mama ia, capul meu așa de mare. Oh, mama ia, capul e așa de tare. Oh, mama ia, oh, tata e. Asta e, știi cine e, nu? Nu. Este Lupul Orădean. Este cunoscutul Lupul Orădean din Oradea, da, okay. Din, așa. El știi ce face? Noi acolo facem orașul faptelor bune. Da. Și omul meu, ca să-ți dai seama, bă, că e totuși un om care nu știu dacă are casă, dacă n-are casă, așa. Sau așa. Se ducea toată ziua, de dimineață venea acolo în fața casei. Așa. Și începea să ceară bani de la oameni. Și odată la jumătate de oră venea și ce strângea, băga acolo în ordine. Și odată la ceva timp să-și schimba ținuta special ca să nu-l mai recunoască lumea. A, cumva. Ce tare. Și se ducea și cerea de la oameni bani și venea și băga bani în ordine. Extraordinar, e bravo. Foarte tare. Adică ăsta, Lupul Orădean, e unul dintre... Lupul Orădean, da. Tare. Da, tare. Ok. Da. Princess, if you want to be in, come here. You can't be in the front of the shot, ok? Mori. Here. Come here. Come here. Emmanuel. I understand that you... Emmanuel. Dar știu. Don't pick Princess's butt. Don't... I cannot believe you just did that. That is assault. You're cancelled, Emmanuel. We have got to talk off camera about that. Deci, mai avem cu asta? Deci fii atent. Fata asta încearcă să facă niște TikTok-uri. Și povestește de viața la fermă, nu știu. Și Emmanuel ăsta mereu se bagă și strică, o trolează într-una, Emmanuel, ia dă-i. O bombează. And Richard, those are Ria's and those are actually more similar to Emmanuel. Emmanuel, don't do it, Emmanuel, do not do it, Emmanuel. Emmanuel Todd Lopez. Emmanuel. It brings me great joy in my soul that you listened. I love you. You are a good boy. Extraordinar, Emmanuel, e extraordinar.
au trăit sau? Unde s-au dus? Asta și eu. Unde se duc? Pe o partea aia altă. Da, asta tunel. Pare că e o fântână, nu? În Munții Bucegi. Ha. În partea... A, unde e acolo, știi? De desubtul la munte, știi? Că să zici că e ceva zic. Acolo. Unde se duc? Dar eu mă mir cum că s-a aruncat prea unul după altul. Uite, nu s-au da, lovit, băiatul, sau? Uite, tricou Philip Plant. Ah, ok, da, bă, da. Mamă, bine, băieți. Bine, ești nebun. Bine, ia, băieți, pe haine, pe astea. Da, ești nebun. Și așa, e, na. Ia. Ceva cu apă. Așa vă trebuie. Nu, de alea nu mi-e frică, de alea mari. De cine? De alea? A, nu ți-e frică de alea? Nu. De ce? Că bă, nu mușcă, nu. N-au colți, sau? Da, nu. Mi-ar fi frică să stau lângă una în apă, dar nu sunt spăimântătoare ca un rechin sau ca o orcă. Orca, deși e foarte, foarte frumoasă, știu că e foarte reașă. Da, sunt rele. Mănâncă mai rău ca rechinul. Păi. Dar sunt mult mai deștepte. Dar de astea nu mi-e teamă, doar că îți dai seama când vezi un bloc de ăsta care pur și simplu sare din apă. Peste tine, gen... Da, e groasă. Da. E la fel de rău, omule, adică tot mori. Dar nu sari, că nu-ți sar pe tine aia, bă. Că știu unde ești. Nu știi. Poate că unii știu sar. Unde ești. Ba, asta mi-e teamă. Ce e asta? Acum... E partea în care îmi dai anxietate sau... Bă, nu, ăla nu-i sănătos la cap. Cum coaie să faci asta? Da. Cum coaie să faci asta? E făcut... Au mai fost? Asta a mai fost? Nu, înseamnă că memoria mea scoate... De ce? Și aia cu balena? Deci, efectiv, am îmbătrânit. Am îmbătrânit, facem asta nebun? De prea mult timp. Care-aia cu struțul? Nu-i apă. Ce apă, bă? Îți moare aia. Și dacă e apă, e tot moarte. E moarte de desubt, aia e. Nu e nimic altceva. E moarte cu aia. Bă, mi se face inima cât un puric, bă. Se face așa, mi se strânge sufletul. Când văd așa ceva. Uite, așa ceva n-aș face, bă, niciodată. Niciodată. Pentru nimic, ia. Poți să... Vreau tot filmulețul. Nu, eu nu-l vreau. Păi, că unde, vorbim de el la trecut. Unde e tot filmulețul? Am înțeles. E acolo. Ei, asta aș face, de exemplu. Dacă aș putea. E bun asta, dacă o învață șeptarul. Așa se antrenează pompierii. Da. Ca să înțelegi ce înseamnă să fii pompier. Că am văzut că o explozie aia la Crevedia. Da. A doua sau a treia, că nu știu câte au fost exact, la un dat filmau oamenii și pompierii se duceau către să stingă focul și când a fost explozia, fugeau. Au fugit. Bă, ce comentarii pe TikTok, bă, băiatule. Da, și unde sunt curajoșii noștri și unde nu știu. Ce vrei cu aia să mă duc în explozie să moară, da, ești bă, prost? Da. Dăm copii deci, acasă. Deci pe lângă ei, chiar își riscă viața pompierii, da, să stingă un foc, să intri în foc. Când explodează, ce vrei, mă duc către explozie, ești bătut în cap, bă? Bă, nu mergi în mintea, bă, băiatule, bă, bă. Bă, înainte de orice, trebuie să-i gândești, tu ce ai fi făcut? E, ce vorbești? Ce? Ce înseamnă cât de proști sunt cu aia? Bă, băiatule, bă, ne îndreptăm din ce în ce mai rău, bă. Ce, dă-i, nu mai avem? Asta-i tare, ești nebun, o știu. Eu nu știi ce nu înțeleg? De unde știe el câte numere de... Bun. Câte numere de ce? De câte ori să rostogolești? Cât timp ai nevoie ca să te rostogolești de nu știu câte ori până la o altitudine safe de a-ți deschide parașuta? Asta! De unde știu ei lucrurile astea? Am crezut că ți-ai intrat ceva în cură acum, no. De jur, când ai făcut asta! Am crezut no. Că... Ia da.
Bă, sunteți bulanci și de ce nu ziceți, mă? Păi așa, mă, tată, sigur că a, da. Îți place așa? E dar nu știu prin planurile, ia de-ți vă și eu pe urmă. Nu, evident că nu funcționează. Stăm ca oameni, dracu, că stăm așa acasă. Dar-s frumoase astea, bravo, foarte bine. Foarte bine, o să am în vedere. Ia, da, ia, că o da peste steaua lui. A, nu, e ok. Da. A, e bine. Dă-i. Asta e super. Da, asta făceam și noi în baltă. Eu nu făceam de asta niciodată. N-am aruncăm făcut niciodată. În baltă, ne astea. În baltă, da, dar să mă dau cu fața din mâl, nu, niciodată. Cum dar mă rog, e mlaștin acolo cumva. E mlaștin. Da. Mai dai? Asta e tot. Ai probleme în viață. Bă, fii atent la asta. Bă, super, bă, bă, băiat. Bă, bă, extraordinar. A, fii atent. Deci, înainte să spun video ăsta, vreau să-mi zici din suflet dacă prin un în puțină probabilitate de a ne întâlni cu așa ceva, dar să zicem, ce ai face dacă ai vedea aceste imagini? Bă, nu știu, cred că e un moment de la în care te împaci cu absolut totul și zici, a, bă, gamea, ești... Ce-ai face? Adică dacă te-ai uitat pe geam și ai vedea motorul așa? Cumva știi ce-mi dă o stare de liniște? Că gen văd pământul, adică sunt destul de aproape de pământ. Văd pământul, văd pământul, îl văd, îl văd, îl văd. Vezi nu că sunt acolo chiar... unde-s ei, sunt undeva la vreo 3-4 mii minim de metri, 3-4 kilometri. Mie nu-mi place când nu văd pământul deloc. Deci atâta vreme când îl văd, cât îl văd, sunt, ce? Ai șanse. Sunt oarecum ok. Mie trebuie să văd pământul. Nu-mi place când sunt în nori. Nu-mi place când sunt și în nori. Și de dedesubt vezi doar nori. Da, și acolo nu, nu-mi place. Da, așa când văd pământul și văd... Ce se întâmplă dacă vezi pământul? Adică ce se întâmplă în mintea ta? Ai cam o stare de... Eu sunt zodie de pământ. Dar ce zodie ești? Sunt zodie de pământ, fecioară. Și păi și eu ce? Scorpion de pământ. De apă. Scorpionul cu apa nu, cred că sunt. Păi nu știu, habar n-am, mai să căutăm. Scorpion, zodie de scorpion. Scorpion, zodie de de zodie de foc. Nu zici. N-are mă cum. Ia, dă, ia dă-i la zodii de foc. Iată, uite, vezi, asta se întâmplă. Nu știam niciodată că m-am trezit de dimineață și zodii am venit la foc. Filmare. Nu m-am gândit că asta vom discuta, dar... Zodii de pământ, taur. Zodii de pământ sunt taur, fecioară și capricorn. Cele de aer sunt gemeni, balanță și vărsător. Semnele de apă sunt rac, scorpion. Na, și pești. Ești zodie de apă, vezi, te-ai gândit vreodată? Semnele de foc, berbec, leu, săgetător. Na, ai aflat ceva despre tine. Deci capricornul e de pământ și eu sunt de apă. Șoarecul e capricorn. Ok, și asta? Cum adică ce e asta? Păi de ce am ajuns la asta? Că am zis eu că sunt zodie de pământ și că îmi place să fac pământ că... acolo. Oh, nu e. Ce legătură are? N-are, domnule, nicio legătură. Era o glumă, era un carambol, era o... Deci ești pregătit să începem să zburăm și noi cu avionul? Da, domnule, am zis că din momentul în care o să reiau turneele, o să mă gândesc serios să încep să... Zbori. Să zbor, că e și păcat, la urma urmei, să nu mă duc în atâtea orașe unde sunt... Și țări. Tot de multe persoane pe care aș fi putut să le întâlnesc și nu am ocazia să le întâlnesc pentru că nu merg cu avionul. Și țări. Da, mă, e și țări, dar eu vorbesc de românci. Păi da, dar n-ai foarte, ai zbor la Iași, ai zbor la, la Cluj, Timișoara. La Timișoara, e de ajuns. Sunt trei Oradea... orașe, sunt trei orașe, patru orașe, omul ești nebun la cap, mi-e de ajuns. Satul okay. Mare, da, și păcat, e face perfect. O oră, e lux. De asta zic, e și păcat. Jocul Rockstar Guest Guess the title. Ia să vedem. Așa. Deci avem 3 thumbs down. 30 de secunde. Ai dat drumul la asta? Da. Bun, deci noi trebuie să ghicim numele piesei. Da. Deci din asta. Rău, rău, rău. Rău, nașpa. 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 Vrei să mă mai vezi și poate de asta.
Ok. Să mă vezi de sână acum. Nu mai aud. Stop. Stop. Surd. Surd. N-ai voie să auzi. Nu. Nu mai ureche. Nu te aud. Nu te. Nu. Deloc. Zero. Mute. Volumul jos. Fără sunet. Fără. Fără. Doamne, deci efectiv părem niște terminați. Efectiv de... Dă-i mă, cât mai avem, stai. N-aud. N-aud. Păi n-am zis, cred că am zis în toată în toată criza asta pe care o cred că asta. Iar în fața aia. E tu Asta a mai fost. Nu mai fost asta. A fost de... Nu. Era un foc și doamna. Și era ard în, ard în flăcări. Tu, inima, tu. Nu, nu tu. Nu. Tu, tu fată. Tu fată blondă, tu fată blondă. Tu blondă. Una. Nu știu piesa asta. Emilian și Connector? Una. Una. Mă rog, nu, așa o fi. Dacă ce asta? Valid? Verificat? Verificat. Da, cui? Calificat. Calificat. A? Calificat. Calificat. Nu e verificat? Verificat? Cine? Cine e verificat? Mâgă capa. A, ok. Nu știu cântec. Ok. Dragoste nebună. Dragoste... dragoste... Iubire nebună. Iubire crazy. Dragoste cu năbădăi, dragoste... Bă, că o știu poze. Inimă. Doi ne... Inimă nebună? Inimă nebună. Inimă crazy, inimă nebună. DJ Project. Ah, DJ Project cu Mira. Ok. Aplauze. 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 A, nu, că e wave... Papa. Te pup, papa. Te pup, papa, Iolo. Te pup, papa. Na, 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 na. Adio. 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 La nevedere. Nu. La ne mai vedem. Ne Alina, mai nenorocit. Bye, bye. Pardon. Eu am zis papa. Dar nu știu, oricum nu știu piesa. Era bye, bye, era cu Bacovia, na. Era, da, nu, nu. Mere stricate. Nu. Mere. Interzis merelor. Deci nu, asta în ediția asta sunt absolut n-am creierul la mine, nu pot să-mi dau seama. Fără fructe. Fructe oprit. Fructe interzis, oprit. Interzis. Fructe interzis, cabron. Fructe interzis, cabron. Te lucrezi la radio. Apropo. Bravo. Așa, bravo, drăgule. Un dragon și o muscă, coai. Un dragon și o muscă, efectiv. Deci. Dragon și muscă. Dragon și muscă. Bă, să moară dracu, asta e grea rău. Dragon și o muscă. E ceva de piese trap, eu știu ce dracu. Dragonul, dragonul cu muscă, dragon. Libelul. Păi stai, și care e? Păi care Dragonfly? E Dragonfly. Libelul, ok. Da, și deșteptiți asta. Ia, Dragonfly chiar e, nu? Da, cred că așa se numește libelul. Așa se spune libelul. Dragonfly. Efectiv. Efectiv, sunt aici de plantă, poți să pui o plantă. Deci, foarte deștepte. Mulțumim. Buzele tale. Buze, gura ta. De gura ta. Buzele tale. Buzele, gura ta. Tu ai zis, știi piesa? Nu, i-am zis gura ta aia lui Deep Central. Gura ta. Ah, da, 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 da. Dar e altă gura ta. E, ok. E altă gura ta. Blocuri. Străzi. Deci, drumurile, nu. Oraș.
Oraș. După. După blocuri. Străzile. 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 Și blocurile. Străzile, da, da, mă, okay. Bă, ești nebun. Ia. Ninge vara. Ninge vara. Ninge. Zăpadă. Zăpadă. Valuri. Zăpadă, valuri. Iarna pe val. Eu și iarna sunt pe val. Eu și iarna sunt pe val. Cutie. Mușchi top. Cutie. Ce se află în cutie? Trans. Mușchi. E cutia top. Top. Un pachet. Tare, tare. E marfă. Păi, pe mine m-a pachet, suflet, ta, pachet marfă. Pachet greu de marfă. E marfă, tată. Da, gata, mi-a revenit sufletul înapoi. Ți-o revenit pe pământ, da. Doamne Dumnezeule, prin ce trec? Da, dar tare, e starea asta. Da, mă, că mai pune mintea la contribuții, da. Când crezi că vegetezi și ești legumă, nu, te mai gândești un pic la de-astea. Neapărat. Mai vrem de-astea, să ne mai trimiteți. Da, să mai faceți. Mulțumim, mai Rockstar, vă noi... mulțumim foarte frumos că ne mai îndulciți și ne mai energizați interacțiunile astea. Și cu acest joc și cu faptul că ați venit aici alături de noi, vă mulțumim și vouă că vă uitați la noi. Vă promitem că mai facem. Vă promitem că mai facem și săptămâna viitoare și așteptăm emojiuri de astea, titluri și videouri. Și mai trimiteți-ne videouri, mai trimiteți-ne, da. Uitați și chiar mesaje cu dubioși, că de astea n-am mai primit. Mesaje pe care le-ați primit voi, fetelor, de la dubioși, nu uitați. Da, da, da. Sănătate, sănătate. Bye, bye.